Alurile legate de terenurile familiei Constanda continuă. Prefectul Capitalei cere în instanță anularea restituirii parcului Bordei familiei Constanda. Motivul principal pentru care a solicitat anularea dispozițiilor este acela că terenul restituit a fost expropriat prin decret regal încă din 1935 pentru municipiul București în scop de utilitate publică pentru amenajarea râului Colentina și construirea unei salbe de lacuri pe acest curs de apă. Și suntem chiar acum în legătură telefonică directă cu prefectul Capitalei, Toni Greblă. Bună ziua! Bună ziua, domnule prefect, dacă ne auziți? Domnule prefect, dacă suntem în legătură telefonică directă, da, vom reface această legătură telefonică directă cu prefectul Capitalei, Toni Greblă. E o poveste mai veche legată de Parcul Bordei și acum, practic, se solicită lămurirea acestei chestiuni. Dacă ne auzim, domnule prefect? Da, vă aud destul de rău, dar vă aud acum. Bun, domnule prefect, în mod concret există posibilitatea ca parcul să fie retrocedat acum? Nu, deci eu am atacat în instanță două dispoziții prin care terenul din Parcul Bordei a fost restituit la niște persoane fizice, considerând că restituirea pe baza legii 18 sau pe baza legii 10, nu era posibilă, având în vedere faptul că încă din 1935 Parcul Bordei făcea parte din domeniul public al municipiului București, fiind expropriat pentru cauză de utilitate. Domnule prefect, pentru bucureștenii care cunosc... Vă rog, pentru bucureștenii care poate nu cunosc de desubturile acestui scandal mai vechi, într-adevăr, pentru că s-a auzit de foarte multă vreme de faptul că ar putea să fie restituit acest parc. În mod concret, el va rămâne al Bucureștiului sau există vreun risc, domnule prefect? Vă rog, dacă ne auzim? Parcul era al municipiului București. În 2003 a fost restituit, a fost reconstituit ca drept de proprietate unor persoane fizice care... Da, din păcate nu este foarte bună această legătură telefonică directă. Nu ne auzim foarte bine, sunt întreruperi foarte mari și de asta riscăm să nu ne înțelegem, domnule prefect, să nu înțeleagă cei care ne urmăresc. Să refaceți legătura, nu e vina mea. Încercăm, da, sigur, nici nu am spus asta, încercăm să refacem legătura prin telefon cu domnul prefect pentru a lămuri ce se întâmplă, cu acest parc din capitală. Și dacă se poate reface, încercăm să refacem legătura telefonică directă. Vă reamintesc despre ce este vorba. Acest parc a fost de altfel restituit Bucureștiului. Este din 1935 un decret regal în acest sens. Poate acum ne auzim ceva mai bine, domnule prefect? Eu vă aud foarte bine acum. Ok, vă ascultăm. Deci în 1935 terenul din Parcul Bordei a fost expropriat pentru cauză de utilitate publică dată în administrarea municipiului București ca proprietate publică a municipiului București. Din 1935 și până în prezent nu există niciun act prin care terenul respectiv să fi fost trecut din proprietatea publică a municipiului în proprietatea privată a municipiului. Ei bine, în 2003, terenul din Parcul Bordei a fost restituit unor persoane pe ideea că ar fi făcut parte din domeniul privat al municipiului București. De atunci au fost multiple litigii între primărie și dobânditorii acestui teren. El, din 2003, era în proprietatea privată a unor persoane fizice. Ce am făcut eu acum este am constatat că terenul acesta nu putea fi restituit deoarece face parte din domeniul public al municipiului București,
terenuri care sunt inalienabile, insesizabile și sunt excluse de la retrocedări pe toate legile de retrocedare. Legea 18, legea 10 nu formează obiectul acestor legi. Drept urmare, constatând că alături de alte multe motive, dispozițiile primarului capitalei în 2003 au fost nelegale, le-am atacat în baza competențelor oferite de lege, le-am atacat astăzi în instanță, și anume la Tribunalul Municipiului București, urmând ca tribunalul să verifice dacă era legal să fie restituit un teren care face parte din domeniul public al Municipiului București. Iar parcul nu se închide, ca să înțeleagă toată lumea, toți bucureștenii. Parcul nu se închide, dimpotrivă, vrem să-i consolidăm statutul de domeniu public al Municipiului București, parc al Municipiului București. Persoanele îndreptățite să primească terenuri pe baza legii 18 pot să primească terenuri în altă parte sau despăgubiri civile, în niciun caz un teren care face parte din domeniul public al Municipiului București.